această vechime poate fi utilizată doar pentru deschiderea drepturilor de pensie de limită de vârstă. Și acum s-a prelungit până la 31 decembrie și practic orice persoană interesată poate să se adreseze casei de pensii prin încheierea unui contract din acesta facultativ de asigurare, prin care își poate completa stagiul de cotizare în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă. Concret, o persoană care are 65 de ani, dar nu are stagiul de cotizare, acel de 35 de ani? Vorbim de cel de 15 ani, stagiul minim de cotizare. În general, această ordonanță se adresează celor care nu au acest stagiu minim de 15 ani. Sunt multe persoane care au lucrat în străinătate, în diverse perioade de timp, fără documente, cum a fost atunci în primii ani, sau femei care au stat acasă în îngrijire copil și nu au reușit să-și completeze acest stagiu minim de cotizare. Majoritatea celor care cumpără această vechime fac parte din aceste categorii. Se poate cumpăra, înțeleg, deci ar fi undeva la vreo 9.000 și ceva de lei pe an. Da. Câți ani se pot cumpăra? Maxim 6 ani. Maxim 6 ani. Da. Deci ca să facă 15 ani trebuie să aibă măcar 9 ani. Exact. Este complicat să cumperi 6 ani, apoi să mai lucrezi în continuare sau să faci un contract de asigurare pe legea 263 și să plătești lunar și să te înscrii la pensie de abia peste încă un an. Nu am avut cazuri în acest sens. Deci majoritatea celor interesați sunt cei care au vârsta standard de pensionare sau peste vârsta standard de pensionare și nu au acest stagiu minim de cotizare. Aveți solicitări? Câte solicitări sunt? Am avut. Până anul ăsta eu cred că am avut undeva peste, cred că avem în jur de 1000 de contracte. Cam atâta. Și în general perioada care se cumpără este de cât? Poate fi și de 2 luni. Deci există și perioade de 2 luni și de 3 ani și de 5 ani. N-aș putea să vă spun că am făcut o medie, dar a avut un oarecare succes. Au fost perioade mai aglomerate. În august, de exemplu, având în vedere că această ordonanță inițială și încheia aplicabilitatea la 31 august, a fost așa o oarecare avalanșă, adică au fost mai mulți dintre cei interesați să cumpere această vechime, dar apoi s-a obținut această prelungire până la sfârșitul anului 2023 și lucrurile au reintrat în... Deci oamenii au 3 luni la dispoziție, exact, ca să-și cumpere. Da, da. Mai este posibil să mai apară din nou o altă ordonanță? Vă dați seama, fiind vorba de ordonanță, este foarte greu să fim predictibili din punctul acesta de vedere. Este clar că această vechime se ia în considerare nu doar dacă ai încheiat contractul, trebuie să efectuezi efectiv plata, apoi poți depune dosarul de pensie pentru a ți se lua în calcul vechimea respectivă. Deci o persoană care are vârsta de pensionare 65 de ani și are acest stagiu minim de cotizare de 15 ani, poate ieși la o pensie. Ce diferă pensia pe care o obține acea persoană față de o altă persoană care are 35 de ani stagiu de cotizare? Este vorba de principiul contributivității și este foarte clar că o persoană care are acest stagiu minim de 15 ani, din care acești 6 ani practica o vechime realizată conform salariului minim pe economie, deci un punctaj foarte mic, este clar că acesta va avea o pensie foarte mică, probabil sub pensia socială care este acum de 1125, dar dacă trăiește pe teritoriul României, va obține, va încasa această pensie de 1125 de lei. O persoană care a muncit 35 de ani tot cu salariul minim, probabil că din calcul va avea tot ceva în jur de 1125 de lei. Tocmai de aici apar și discuțiile și între pensionari, pentru că cei care au muncit într-adevăr 35 de ani pe un salariu minim pe economie vor beneficia de o pensie foarte mică, apropiată de cea celor care au stagiu minim. Așa este. Probabil că noua lege care va intra în vigoare la un moment dat, va rezolva și aceste inechități. Poate să plătească mai mult decât minimul pentru... Categoric, da, dar gândiți-vă până că este la ce vorba... sumă? Orice sumă. Dar nu cred că... Adică nu am avut solicitări în sensul acesta. Pentru că suma este foarte mare. Gândiți-vă, la un salariu de 3.000 de lei se plăteau 750 de lei pe lună. Deci suma este destul de mare. Așa că dacă un salariu ar fi fost de 10.000 de lei... contribuția achitată ar fi fost de 3 ori mai mare și atunci nu cred că este justificat să facă cineva un astfel de efort.